Salut, sunt Bogdan și bine v-am găsit la un nou vlog cu fotbal. De data asta l-am invitat pe fratele Andrei, David. Mulți dintre voi mi-a spus să fac clipuri cu el, așa că a venit rândul să ne duelăm puțin. Ai emoții? Am puține emoții, ce pot să zic? Dați-i like acolo în forță pentru el, susținere care emoții. Primul vlog, nu? Primul vlog. Nu uitați că ne găsiți pe Instagram, Instagramul lui e aici, al meu, follow, dați-ne acolo forță, urmăriți-ne. Și hai să începem cu prima probă, fii atent ce facem. Punem portarul, centrare și care dă gol din farfecă. Bine, bă! Ia să vedem, dau și eu vreo una sau am rupt spatele ăsta. La mine e problema asta cu spatele, n-ar trebui să fac asta, dar știți că nu pot să stau locului. Așa că încerc, ce-o fi, o fi. Hai să vedem. Ce bun a fost azi. Bă, a fost bună, măcar am marcat, dar n-a fost chiar foarfecă, ca să fim sinceri. Da, frumos din prima. Prima, da? A fost bun, să zicem așa, un 7. Mama mea, am rupt buga, băieți, sincer să vă zic. Am, numai așa le-am prins pe jumate. Cred că am dat două goluri, tu ai dat trei, dar nu mai contează. Eu zic de frumusețe mă refer, care a dat, da, mai frumos. A fost eu am dat mai mult semi-foarfecă. Dar nu mai pot eu de partea asta aici. Eu am prins două acolo. L-ai prins, m-a prins ca lumea. Fără aer, nu mai pot. Da? Hai, luăm 2 minute pauză și revenim. Am luat puțină pauză până bea David niște apă. Vreau să vă reamintesc de jocul Top Eleven, unde joc și eu acolo și sunt manager. Top Eleven este disponibil pe iOS și Android. Aveți primul link în descriere să-l downloadați. Top Eleven a fost descărcat deja de peste 240 de milioane de jucători și este disponibil în 31 de limbi. Joci împotriva altor manageri, semnezi jucători, faci stadionul, transferi jucători. Practic ești un manager al echipei tale. Există 4 competiții: Liga, Cupa, Liga Campionilor și Superliga. Top Eleven a făcut un update foarte mișto, meciurile 3D, care te face să te apropii cât mai mult de echipa ta, să vezi jucătorii cât mai real în timpul meciului. 3D Live Match Top Eleven au sezonul ăsta pentru voi foarte multe cadouri și surprize, așa că intrați pe joc, descărcați-l, aveți primul link în descriere, intrați acolo să ne jucăm. Nu uitați, disponibil pe iOS și Android. Ne întoarcem la David, că îl văd că s-a pus jos acolo, el crede că gata, am terminat. Hai să-i dăm drumul la treabă. Gata, ai băut apă, totul bine? Gata, hai. Perfect. Te-ai odihnit, da? Da. Fii atent, următoarea probă, vino puțin mai aproape. Ai nevoie de 2 mingi. Facem 5 cu 5, dar dacă am dat mingea și n-ai dat, n-ai așa căzut, ai pierdut. Ai pierdut. S-a dus, cum ar veni, treci la următoarea minge. Mamă, am zis că se duce forță. Afară, nu? Băi, dar nu se poate, mă, frate. Da, da, două am. Bun. Bine. Hai că am una. Mai am două. Nu, am dat trei, nu? Da. Da, 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 mai două. Bravo! Bravo! Ce am dat-o pe asta, mai am una. Hai, că stau bine. Și ultima. Stai aici. Vântul face figuri cu noi. Hai. Băi, măcar câte am dat, una sau două, nu mai știu. Două. Două? E bine, e hai bine. Să vă pătrie, hai. Mamă, ce ciocan i-a dat. I-a dat bine acum. Ce i-a dat? Jubou. I-a dat jubou. Bine, rău i-a dat. Ia vezi, Bogdan. Ia vezi. Două la rând. Ia vezi, bă. Ia vezi, bă, cred că... A luat foc David. Cred că mi-am găsit din asta adversar la fotbal, cum ar veni. Hai. Bag. Dacă o dădea și pe asta, mai e două, nu? Două mai am. Portar, fă ceva, că mă îngroapă David aici, dacă mai dă. Aha. Aia, n-am ce să-ți fac, doamne, a fost cu mine. Am zis, dacă se ratează. Ultima. Hai, pe afară cu ea. Pe afară. Păi 2-2. Trebuie să mai facem o rundă. Una și una. Una și una. Dacă am dat gol și n-ai dat, ai pierdut. Hai că vincul dacă e. Este. Ha. Se rupe aici. Hai cu ratarea. Ia uite, ia uite. Și a dat și lui Inge, am vrut să fac panorama de la Mărășești cum ar veni. Ia uite, mă, că nu ții să. Facem un penalti? Vreau să văd ce știi, ce dacă știi să bază, dacă știi schemă. Hai, dacă... Facem? Da. Hai. Uai, leu.
Hai să ia, bă! Da, alunecasem puțin. Aoleu, aoleu, aoleu. Le dă bine, mă? La, la Paiangăn. Da, mă, vezi că am găsit un pentru fotbal, ce plan, pentru challenge-uri. Eu zic, bine, ce avem un plus. Avem un multe like-uri acolo ca să, bă, să-l distrugem. Fii atent. Hai cu ratarea! Hai cu ratarea! Eu zic cu apă, Cosmin, pe asta, fii atent. Aoleu, dacă am dat gol acum... Ai câștigat. Dar ți-o apără, Cosmin, fii atent pe asta, s-a enervat. Nu dai gol. Ești nebun și unul o dau? Fii atent că s-a enervat. Bă, îmi vin cum eu dau, direct. Fii atent că ți-o apără. Bă, ce mă rog. Pe 10 flotări. Nicio șansă. Bă, nicio șansă, mă, nu că șansă, fii atent. Ce-ai făcut? Nu! Mi-ai ghicit-o! Te dau gol, a câștigat! Nu te las! Este, mă! Bravo! Ce mi-a ghicit-o pe aia! Bun! Băgăm și lovituri libere? Da, trebuie să vadă lumea ce știi și la lovituri libere și la penalti și așa mai departe. Asta e ca un test acum. Să vedem dacă treci testul aici pe canal. Ca să poți să intri. Dacă oamenii te acceptă în familia IBM, venim la challenge-uri cu forță. Gol? Gol. Gol, nu? Bravo. Yay. Bravo. Colțul meu preferat acolo. Oh, proasta asta, s-a văzut, s-a văzut. Am dat aerea. Da, mă, da, da. Aoleu, aoleu, aoleu. Bună, rău, bravo. Ce-am dat-o. Ce-am dat-o, câte am? 4, mai una. Mai am una? Da. Aoleu, m-am emoționat la asta, sincer, când mi-ai zis, bă, s-o bag și pe asta, s-o bag și porumbelu. Pe asta. Am dat, chiar că porumbelu am dat, vorba noastră. Hai, David, să te vedem. Îi mutăm zidul lui David pentru că el este stângaci, ca să fim corecți, îl punem acolo frumos și ai și tu 5 lovituri, bine? Da. Uite, hai, David. Pe la plajă stau. Una. Slab, slab, slab. Aici ești în categoria mea la lovituri libere, sunt preferatele mele. Ai încercat tu ceva, dar poți să derulezi la video înapoi și te uiți la mine, că am eu una acolo. Dacă vrei să vezi cum se duce. Cât mai are, mă, asta și încă una? Două mai am. Două mai are. No. Nu prea ai prins poarta. Ghinionul meu, frate, la asta. Le-am băgat pe... aici, la mine, în casa mea. Hai, hai! Și! Headshot! Ui, bun, ce pot să spun? Vezi că mai am eu un frate acasă, îl cheamă Danu, să vă luați din mână amândoi și să puneți bani să cumpărați zid la băiatul ăsta aici. Asta e, frate, trebuia să ia și fratele tău una. Bă, astea, sincer, astea sunt preferatele mele, adică din mai prins, toate probele, din toate probele, astea sunt preferatele mele, doar că se vede da, și la mine că e al doilea clip ăsta, că am mai făcut unul cu Teo, ăsta e al doilea, ca să zic așa, vara asta, dar o să-mi intru în mână și mai bine, pentru că v-am promis vara asta o să fac multe clipuri cu fotbal. Ești pregătit pentru următoarea probă? Hai, da, hai. O probă super mișto, am pus plasa asta aici, vezi? Da. Bun, 4 minci, că avem 4 găuri, ca să zic așa, în colțuri și jos. Și trebuie să le bași pe toate 4 pe rând. Sus, sus, jos, jos. Și ce zic? Ha. Cele de sus, dacă dai la vinclu, 100 de puncte. Ok. Zic cu puncte. Da, deci cele de sus 100 de puncte, iar jos cât să punem? 50? 50? Da. 50, da? Bun. Hai. Hai, Bogdan. Bun, începem cu 100 de puncte. 100 de puncte, da? Bogdane, deci nu mai ai voie să dai acum tot acolo, da? Deci trebuie să schimb neapărat în partea aia, nu pot să mai dau acolo. Nu mai avem voie. Da, de fiecare dată alt colț. Așa am discutat, da? Ok, ok.
Încă 100 de puncte. Dă-mi acum ți-a mai rămas practic ce e mai ușor, jos. Bă, să știi, dar fii atent că fix aici o să... fac. Și cum fac eu? Hai să vedem. Cerc acolo. Bun, e bine, acolo. Da? Da. Și ultima. Ești ca supărat așa, nu știu. Parcă prea le dai așa. Da, bun, deci în toate 4 forță. Trebuie să mai vin la București să mă antrenez, să fie forță. Aș face mai multe clipuri, voi înțelegeți mereu, dar la Mărășești n-am unde să fac, nu-i stadion așa mișto, nu-s plase, nu-s aceleași condiții și eu vreau să filmez să arate și bine așa. Haide-mă, hai mă puțină mișcare, hai mă! Hai mă, că ești cam supărat așa, e demoralizat, nu mai vorbești, nu mai zici nimic, e tăcut. Da mă, dar intră asta acum și se rezolvă. S-a întâmplat ceva cu el, cred că de runda trecută. Pă, a început cu 50. Da, bun, am ce problemă. Eu am cât am? 300. 300. Hă, păi mai ai, frate. Am 4 șuturi? Mai are 4. Nu, no, nu, no, 3, 3. Sunt 4. A, 3. 3. Ești, v-am zis eu că 5. Nu mai știi ce cu el. Da. Deci trebuie să dai la vincul ca să-l ajungi. Oh. Pare rău, ia de aici. Aproape, dar a lovit-o bine. Mai am 2 șuturi. Da. Deja poți să zici că ai luat bătaie dacă mă întreb pe mine. Da. Hai, la dă-i. Nu mai ai șansă, că ai ratat-o pe aia. Ia de aici. Aude, ce repede îi dai mingile. Să rateze mai repede ăsta. Nu se concentrezi, să-i dai drumul. Să-i dai, am văzut, am văzut, mă da. Termină, mă termină, are schemele lui, el știe. Am venit cu ăla de la Mărășești, frate. Dă-i. Băi, ce să zic? Dacă îl sun pe ăla după Macarea, ți-aduce el mingea, nu-i problemă ăla cu Macarama de acolo. E supărat? Bă, nu sunt supărat că primele runde da, primele au fost frumos, le-ai luat. Au fost, ok. Cam obosit așa este? Cam echilibrat și obosit, da. Mai chiar ai energie pentru o probă sau? Am crezut că e foarte ușor cu filmatul cu ușor? Astea. Nu, deci clipurile cu fotbal sunt cele mai grele de filmat pentru că stai foarte mult pe teren ca să-ți iasă ceva foarte frumos. Cald, foarte e cald, da, e obositor, n-ai antrenament și aia e. Mai facem o probă? Mai poți, dacă nu da, mergi, să ne culcăm. Dacă mergi, ca să vedem cine câștigă, e egal acum, nu? Nu știu cât e la probe, nu contează, dar hai să vedem. Ești pregătit pentru ultima probă? Sunt pregătit. Fii atent, am pus aici o copetă din asta. Pui cealaltă minge aici, în față. Lovești mingea asta. Mingea lovește mingea de aici de sus, să se ducă în bară. Direct în bară. Direct în bară, da. Ce zici tu, care asta nu știu, e de noroc. Dacă o nimerește din prima, ce mai faci? Da, ai tu dreptate. Și... Aaa, nu pot să trăiesc. Stai mă că îi dau acum, fii atent, Cipriani. Hai că am învățat șmecherie. Am învățat șmecheria, gata, e. Dacă nu dai pe asta, Davide, nu te văd bine. Mă rupe, cred că mă rupe. Nu te văd bine dacă nu bași pe asta. Îmi place când e așa cu obligat, a? Îmi place pentru că e mai tensiune. Competitiv, așa e tensiune. Trebuie să dau eu. Știi? Așa când îți mai mult, îți zici, bă, ăla o dau pe următoare, o dau pe aia altă și așa mai departe. Da, așa e tensiunea mai mare. Prea tare. Prea tare. Dar e bine. Eu ți-am zis. Îți și zic cum fac eu. Deci eu am pus mingea și încerc când o lovesc, să încerc să-i dau ca și cum să ducă puțin sub ea să lovesc mingea, să o iau aia de jos. Ți-am zis, acum e secretul meu, cum ar veni, ce mai vrei. Dacă n-ai dat, ai pierdut. Eu ce să-i fac, mă, frate? Spune tu, băi, Ciprian, ce să-i fac, mă, asta frate? E, mă, frate, no. Ce să-i fac? Eu i-am zis. Asta e prins, ideea a fost. Mai facem o probă? Hai să facem. Hai, probă. Mai facem una și gata. Ai mor, David. După video ăsta doarmi 3 zile. Zici sincer, când te uitai la clipuri cum ți se părea? Bă, ușor rău de tot. Bă, au făcut ăștia 10 minute video cu fotbal, gata, ce asta e ușor, le dau ușor, le fac. Hai, mai facem una? Hai. Fii atent, crossbar challenge, frate. Ce ușor, zici? Ceva lejer. Hai, ceva lejer, așa frumos. Perfect. Hai să vedem. Câte 5 mici de fiecare, care dă mai multe, ăla-i forță. Haide. L-a luat. Una. Și din alea așa? Mai una. Haide, mă. David, nu mai zici nimic?
Ce să mai zic? A dat 3, ce să am puțin energie, mă, frate. Păi mai avem încă 12 probe. Aia era. Păi nu mai vine, el mai... acum îl mai vezi, dar... Zic? Păi și fete, asta e ultimul clip cu David, că nu-l mai vedeți. Pe clipul ăsta doarme 3 zile, nu mai trebuie. Video cu fotbal. Haide, mă. Hai, mă, că-ți pregătim, mă, frate, dă-i. Frumos, de tot s-a dus asta. N-ai ce să zici. Ia vezi, mă. Ia uzi, mă. Bine, mă, bravo, mă. Haide un pic, că revin. Aoleo, mamă, tensiune maximă, Bogdane. Ori câștigi, ori e egal. Și cred că trecem la obligata iar. Hai, David. Hai, David. Egal să fie, hai, David. Asta Bogdan scutește de la picioare. Astea așa și la picioare la fel înghete, așa le țineam. E bună, mă. Bravo, mă, frate, nu mă, îmi place, chiar ești bun. Păi bine, îl băgăm aici în echipă, îl acceptăm, voi ce ziceți? Hai în comentarii. Câte like-uri facem? Bă, minim 50. 50 de mii? Da, minim 50 de mii de like-uri, nu... forță. Să mai vedem pe David, facem toți, vine și Danu și Ciprian, facem o echipă și facem ceva, păi, frumos, da. 2v2. 2v2, forță, da. Mamă, ce clipuri, ce clipuri. O să fie mișto, abia aștept să vină căldura aia, trebuie, că azi m-a cam enervat puțin vântul. Cred că la unele cadre o să se audă puțin nașpa, dar n-am ce să fac, nu am ce să fac cu vântul. Asta este. Urmăriți-ne pe Instagram, Instagramul David, Instagramul meu. Dați-ne un follow acolo în forță, Bogdan, David, Ciprian în spatele camerei, iar noi o să ne revedem, bineînțeles, la următorul vlog. Vă salut! Pa, pa.